Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Zepter. Live better, live longer. Lati. Alege gustul adevărat. Chateau Vartelli. Freckenbock. Grija este în mâinile tale. A doua rețetă, începem? A doua rețetă din noul sezon Chef de gătit alături de șef Alexandru Comerzan la Jurnal TV. Astăzi dizlegare la post și mâncăm doar pește. Astăzi vă învăț cum să marinezi un somon extraordinar de bun și cum să faci un păstrăv la cuptor în cartocio. Sau mai bine zis, în mănușă de copt. De obicei, rețeta dată necesită ca să marinăm peștele în jur de 12 ore. Noi n-avem 12 ore, altfel mă satur și eu de dânci și ei de mine. Așa, trebuie să o marinăm extrem de rapid. Primul pas, mergem cu partea de la coadă, că este mult mai subțire și nu este groasă, și o să o marinăm mult mai rapid. Și facem așa. De obicei, ei 2 de zahăr, nu, scuze, 2 de sare, 1 de zahăr. Ok? În proporții. Da, noi o spunem așa, rapid, ceaca-paca, la ochi, mai departe. Rețeta clasică în restaurant prevede că să marinăm cu tot cu piele. Eu nu vreau să marinez cu tot cu piele, că nu am timp. Și am să marinăm fără piele, în așa mod încât toată marinada noastră să pătrundă în decurs de o jumătate de oră. Somonelul. Exact la fel mergem și cu partea de deasupra. Puțin sare, puțin zahăr, scuze, și sare un pic mai mult. Puteți pune la frigider sau să lăsați la temperatura camerei. Este ok. La temperatura camerei procesul este mult mai rapid. Mergem la făcut curățenie. Cum era acolo? Grija este în mâinile tale. Mă înțelegi? Ok. Ok. Mai departe, mergem cu tot felul de legume la alegere, da? Tot felul, dacă ați deschis frigiderul, da? Și închizi ochii, dacă știi unde sunt legumele. Și ce se nimerește sub mână, pe ce ia pui mâna și merg extraordinar de bine toate legumele pe care le aveți în cuptor. Deci, în frigider, nu în cuptor. Ardei gras, merge, lămâie, foc la ghete, roșii, Angelica, erau roșii, unii le-ai pus. Ok, așa, mai departe, brocoli, merge, de ce nu, un morcov și hai să începem a găti. Deci, ce facem noi? O tigaie. Bineînțeles, tigaiele de la Zepter, oameni buni. Facem, practic, un pește cu legume la cuptor. Peștele de unde le-ai luat? L-ai prins? Peștele l-am prins, dacă am fost și am prins peștele, aș fi vrut să zic da, dar era zvănind, știi? Și precum că Comerzan minciun nu zice, nu l-am prins, peștele l-am găsit la Kaufland, la vitrina asistată de pește. Fete, la mine nu te complici, absolut deloc. Ai luat cuțetul, ai închis ochii și tai cum vrei tu. Ia așa, este. Ai înțeles, da? Ia așa. Unu. Mai departe, ai luat un morcoviol. Exact la fel. Tai cum vrei. Mai departe, zucchina este pe jumătate, ceapă, let's do it. Primul, mergem cu ceapa, let's do it, fantastic. După care, mergem, morcov, ardei gras, fii atent la mine, tete în tigaie, una după alta, una după alta. Mai departe, luăm cuțetul pentru legume, în sezonul ăsta ne permitem, mă înțelegi? Curățăm partea lemnoasă. O curățăm și o dăm la o parte. Facem așa, zucchina exact la fel. Am tăiat 2, 1, 2, 3, 4, let's do it. 2, 3, 4. Perfect. Focul puțin mai tare. Dacă e nevoie, mai adăugăm puțin ulei. Piper, bineînțeles, nu uităm. Lucru foarte și foarte și foarte important. Și puțină sare. Delicious. Pentru o aromă mai interesantă, vin la mine. Ghimbir. Știi să-i dăm o notă așa mai interesantă? N-a nimerit.
o notă mai specială, de să spunem așa, domn Paioșe, o notă mai interesantă, mai asiatică, mai altfel, de să spunem așa. Să nu fie clasicele legume la cuptor. Înțelegi? Ok. 1. Îl tăiem mășcat ca să se vadă. Cui nu-i place, să-l elimine. Oh, la la. Perfect. Să nu sare. Usturoi. Cât usturoi? Deci, peștele iubește la nebunie trei ingrediente. Lămâia, usturoiul și verdeață. Pe lângă sare și piper, bineînțeles. Curățăm puțin usturoi. Nebunia. Usturoi. Lămâie. Printre care și puțină coarjă pentru aromă. Suc de lămâie. Ok. Deci, fii atent la mine. Puțin cimbrișor și ulei de măsline. Ingredientul secret. Puțin sos de soia. Haide să blendăm toată nebunia aceasta. Uite așa. Este, a? Și acum, băieți, în ajutor ne vin pentru o rețetă fantastică și gustoasă și toate ingredientele să steie, să amestece împreună, mă înțelegi? Și e rachetă toată treaba asta. Pungile de la Freckenbock, sau mai bine zis, mănușe de gătit. De obicei, mănușele de copt au o măsură deja prestabilită. Aici nu avem treaba asta. Fii atent, ți-ai luat-o, ai făcut un nod, e așa, dar strâns, ok? Și măsori cam cât ar avea peștișorul nostru. Mai bine, mai mult decât să n-ajungă, știi? Ia că așa-i tăier. Ok. De măcar puțin sare să pun la mijloc și am să iau jumate din ierburile astea aromatice și punem frumos, uite așa, la mijloc. Treaba asta, îl punem frumos înăuntru. Toată chestia asta aici, înăuntru. Ai, 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 ai. Mă înțelegi? Deși lichid și la blender, deoarece o să marineze mult mai rapid. Și legumele înăuntru. Mă înțelegi? Vreau să fac chestia asta mai repede, nu știu dacă se primească. Și mă tem să nu fac. Este. Este. Fii atent la mine. Un, doi, trei. O leacă de masaj, da, ca marinadul nostru să ducă peste tot. Ideal ar fi să puneți peștele puțin la marinat, măcar o oră, cu sare, cu lămâie, mă înțelegi? Că atât asta se amestece, dar noi n-avem timp. Simplu, l-am luat, l-am pus aici așa frumos. Cuptor, 180 de grade, pe 20 de minute. Ok, dăm cuptorul mai tare. Let's go! Punem așa cuțitele noastre la zepter să fie frumos aranjate, tac, 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 tac. Somonul lăsăm la sfârșit. Între timp, eu zic să facem carpaccio de, sau carpaccio, sau salată, numiți-o cum dorit. Salata de grefă, fantastică, proaspătă, extraordinară în perioada asta de vară, e superbă. Între timp cât Angelica noastră iubită și dragă caută grefă, noi facem în felul următor. Deci, un pic de ulei de măsline on top, da? Puțin piper. Iagăși. Și puțină sare. Așa, curățăm grefa frumos. Da, am tătă partea asta albă, practic partea amară. Uite așa frumos. Beautiful sunshine. Delicious. Sacada, 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 sacada. Cum vreți voi, uite așa frumos în farfurie. Mai departe. Fii atent la mine. 1, 2, 4, 5. Delicios.
Înțelegi? Faci ceva frumos, colorat, interesant, deosebit. Trei culori diferite de portocaliu, da? Mergem cu șoapă verde la frigider. Uite așa, puțină ceapă. Uite așa frumos. Și eu zic să folosim câteva roșii cherry. Și le tăiem, uite, fix așa. Da? Ca să și treaba. Puțin ulei de măsline, puțin piper, puțin sare și adăugăm puțin sau salsa al aceto balsamico pe care puteți o găsiți la Kaufland. Ok, așa picături, știi? Și un contrast frumos. Not so bad! Salada noastră este gata. Timpul pentru somonel. Și mergem cu el la apă, să-i pipim. Hai. Deci, partea asta e lemnoasă, nu e gustoasă. O luăm și o tăiem. Uite așa. Tăiem subțirel. Și pur și simplu așezăm în farfurie. Un somon marinat în condiții de casă. Extraordinar de gustos. Și culoare frumoasă, are roșie aprinsă. Da, facem un fel de sashimi de somon. Deci, pe somonel, băieți, puțin ulei, piper, luăm o lingură, în loc de lămâi, da, este la fel de acru, poate puțin, mai puțin acru, dar în schimb, are gustul ăsta de tropical, mai interesant, are sămânțele astea care se pot mânca, mulți se sperie de sămânțele astea, dar sunt fantastici. Ceapa pe care am lăsat-o, care a rămas, și adăugăm puțin mărar, deoarece somonul adoră mărarul. Facem curat pe masă și vedem la ce punct este peșteșorul nostru în cuptor. Nu, nu-i gata 100 de ani. Precis. Ai, da. Zic eu să scoatem peștele din cuptor. Lasă-mă! Legume, pește, tot împreună, fantastic. Dar ne trebuie o farfurie mare pe care spunem peștele. Fii atent la mine. Exact așa îl servim și în masă. E luat, e făcut în felul următor. Și când te-ai dus la masă, mamă, e che. Fix exact așa și îl servim. Ok? Uite așa. Such a beautiful. Mamă cum arată. Lipsește o chestie importantă la tot treaba asta. Fetească regală. De la Șotofărtel. Linia Totem. Bombă. Dragi prieteni, eu vă doresc un weekend cât mai frumos, cât mai gustos și alături de cei dragi. V-am pupat și ne vedem data viitoare cu rețete noi. Să mă apuc de ținut post. Am zis că nu mănânc lactate o bucată de timp și am zis că nu mănânc carne o bucată de timp, dar doar am zis. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Zepter. Live better, live longer. Lati. Alege gustul adevărat. Chateau Vartelli.
Freckenbock. Grija este în mâinile tale.